Salutare! O să-ți prezint și cântarul ăsta mai simplu pe care l-am făcut. Deci e vorba de un cântar care de data asta nu are transmisia SMS a măsurătorii, ceea ce măsoară apare doar pe afișajul local. Deci cântarul este instalat într-o cutie etanșă IP68, deci ea rezistă foarte bine în condiții de umezeală, ploaie și așa mai departe. Sigur că neapărat trebuie montat acest capac și înșurubate cele patru șuruburi. Da, capacul are o garnitură de cauciuc care practic etanșează partea electronică de mediu exterior. Da? Ok, ce afișează cântarul este, o să vezi imediat, greutatea din momentul respectiv care se află pe platan. De asemenea, afișează greutatea de la măsurătoarea anterioară și diferența dintre cele două greutăți. În felul ăsta, apicultorul poate să-și dea seama cum a evoluat stupul ca și greutate față de cântărirea anterioară. Deci dacă la cântărirea anterioară avea 10 kg, la cântărirea asta are 2, diferența o să fie de plus 2 kg. Dacă avea 10 și acum are 8, diferența o să fie de minus 2 kg. Alimentarea cântarului poate fi făcută de la orice baterie de 6V sau de 12V, dar nu contează polaritatea, deci indiferent cum se conectează plusul și minusul, cântarul va funcționa, dar avantajul acestuia este că poate fi alimentat și de la un power bank din acela pentru încărcat telefoane cu mufă USB, deci inclusiv la 5V funcționează, da? Na bun, deci să-ți arăt și cum funcționează. Păi e foarte simplu, nu are nicio chestie deosebită. În momentul în care se conectează tensiunea de alimentare, cântarul pornește și cântărește ceea ce se află pe platan, da? Ok. Deci, kilograme, după cum scrie aici, pe prima linie, kilograme acum 0, kilograme măsurate anterior 0,24 kg, aia înseamnă diferență minus 0,24. Deci, practic, a scăzut în greutate cu 0,24 kg. Ok, acum dacă las cântarul așa, în momentul când el se va stinge, înainte de a se stinge, va memora cântărirea din momentul ăsta. Scrie greutate memorată, da? Deci, greutatea din momentul ăsta a fost memorată. În felul ăsta, data viitoare când o să-l alimentez, da? Greutatea veche nu va mai fi 0,24 cum ai văzut acum, ci o să fie 0, pentru că asta a fost ultima greutate, da? Deci, uite, dacă îl conectez acum, da, am greutatea acum 0, greutatea veche 0, progres 0. Deci, greutățile sunt egale, da? Ok, acum o să-l las să se stingă ca să memoreze din nou valoarea asta 0. Da? Și o să vezi ce se întâmplă dacă crește ca și greutate stupul. Da? Deci, el în 15 secunde se stinge singur, da? Și memorează greutatea din momentul ăsta. Ok. Acum să presupunem că greutatea asta a fost dimineața, 0, și de-a lungul zilei stupul crește în greutate cu 250 de grame, am eu plumbul ăsta de pescuit, dar evident poate să crească cu orice greutate. Da? Să zicem că în timpul zilei albinele au strâns 250 de grame. Da? Pun aici 250 de grame pe platan. Și acum, în momentul în care o să alimentez, el, greutatea curentă o să fie 250, greutatea veche pe care am măsurat-o înainte era 0, da? Deci diferența o să fie de plus 250, da? Deci alimentăm să vedem. Da? Mă rog, 0,24. Deci vezi, acum, kilograme acum 0,24 pentru că am pus plumbul ăsta, kilogramele vechi, deci cât a fost la măsurătoarea anterioară, 0, diferență plus 0,24, da? Dacă acum îl las să se stingă, o să memoreze 0,24, pentru că atâta este pus acum pe platan, da? Mai lăsăm o dată să se stingă.
Da? Scrie greutate memorată, a memorat 0,25. Ok, acum mai adaug un plumb de 0,25. Deci am în total 0,5 kg, da? Deci acum când îl voi alimenta din nou, greutatea curentul o să fie de 0,5 kg, ultima greutate memorată a fost un singur plumb, deci 0,25, deci diferența va fi de plus 0,25, da? Kilograme acum 0,51, da? 2 plumbi. Kilograme dinainte să pun al doilea plumb 0,24, diferența 0,27, da? Na. Acum, dacă nu vreau să măsoare, să memoreze valoarea curentă, întrerup alimentarea înainte de a se stinge singur, da? În momentul în care am întrerupt alimentarea înainte de a se stinge singur, nu mai apare chestia cu greutate memorată, deci greutatea actuală nu a fost memorată, da? Deci la următoarea pornire, greutatea veche, după cum vezi, a rămas 0,24, nu 0,5 cât aveam în momentul în care am deconectat alimentarea, da? Deci, ideea e așa, dacă vrei ca greutatea să se memoreze, întrerupe alimentarea numai după ce se stinge afișajul. Dacă vrei ca greutatea curentă să nu se memoreze, întrerupe alimentarea înainte de a se stinge afișajul singur. Da? Deci asta este diferența.